Îi țin pumnii lui Garit acum clujenii, clujenii de la Universitatea, sigur, cei de la Chindia. Garita! Garita! 2-2! 2-2! Dubla lui Garita, care ajunge la 12 goluri marcate. Ce minut avem? Deci 90-104? 104! Cât se va discuta despre asta, dar cred că s-a terminat. E fluierul de final al partidei. 2-2, se schimbă situația în clasament. Argeșul este la un punct de Chindia și de UTA. Lucrurile sigur neschimbate față de ceea ce aveam înainte de startul acestei partide. Egalul ăsta, repet, e bun pentru Cluj, care acum e la 5 puncte de baraj pentru Universitatea Cluj. Garita a schimbat, locul și asta contează mai puțin. Important e pentru el și echipa lui că s-a dus mingea în poartă. UTA pierde 2 puncte. UTA pierde 2 puncte pe care le-a avut în buzunar cu 10 minute înainte de finalul partidei, conducea cu 2-0. Avem desigur reacții de aici. Vom avea în continuare și imagini de aici. Mircea Rednic o trăiește și pe asta, a trăit multe. Vom avea reacții de aici și nu uitați, în mai puțin de o jumătate de oră începe meciul dintre FCSB și Șepși. Sunt Cosmin Băleanu, mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de noi, aveți motive, seară bună!